Hei, sunt Montre și bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi voi încerca McDonald's-ul din Ferentari, cartierul cu cea mai proastă reputație din București, și îl voi compara cu McDonald's-ul din Dorobanți, un cartier de lux în care trăiesc majoritatea bogătașilor. Sunt foarte curios să le încerc și să văd care sunt diferențele, pentru că între cele două cartiere nu există nici cea mai mică asemănare. Pur și simplu sunt două lumi total diferite. Înainte să trecem la treabă, nu uita să bușiți butonul de like dacă vrei să filmezi mai multe clipuri și challenge-uri cu mâncare și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți ideile voastre. Promit să le citesc toate, să vă dau o inimioară tuturor. Și de asemenea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe, pentru că doar cu ajutorul vostru îmi pot îndeplini visul de a ajunge anul acesta la suma de 1 milion de abonați. Cine dă subscribe chiar acum primește McDonald's de seară de la părinți. Vorbesc eu cu ei. Și ca întotdeauna voiam să vă reamintesc că v-am lăsat jos în descriere un link cu 15% reducere din partea mea pe care vertical, în caz că vreți să vă verificați istoricul mașinii sau să verificați o mașină înainte să o cumpărați. Un raport care vertical vă poate arăta istoricul și informații importante despre mașină, cum ar fi dacă a avut kilometrajul modificat, dacă a avut daune sau accidente în trecut, dacă a fost folosită ca taxi sau chiar furată. Și în caz că există informații în baza de date, raportul vă poate arăta și poze cu mașina din trecut. Din păcate, nu toți vânzătorii sunt sinceri în legătură cu trecutul mașinii, așa că vă recomand aplicația CarVertical, pentru că vă poate ajuta să nu luați țeap. În caz că sunteți interesați, găsiți linkul cu 15% reducere din partea mea jos în descriere. Am ajuns chiar acum la McDonald's-ul din Dorobanți și evident că atunci când a auzit iubita mea că astăzi voi filma ceva cu mâncare, mai ales cu McDonald's, nu avea cum să lipsească, pentru că ei place foarte mult Mac-ul, este mai grăsus așa de fel, și am ales să începem acest clip exact de aici, de la McDonald's-ul bogătanilor, cel din Dorobanți. Sper de data asta să nu zgârii jantele, pentru că am talentul ăsta, de fiecare dată când intru la un drive, mai zgârii o jantă, uneori două. Fai samba! Deci e toată janta zgâriată de sus până jos. Cei care mă urmăresc de mult timp știu că am ghinionul ăsta. De obicei nu zgârii niciodată jantele, doar atunci când merg să comand ceva de mâncare. Haideți să vedem. Deci am aici lista cu ce vom comanda astăzi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Vreau și eu, vă rog, un combo McFoyșor cu cartofi. Da. Un hamburger combo cu cartofi. Da. Un sandwich cheeseburger. Un sandwich Big Mac, o porție de 9 chicken McNuggets, două sosuri, vă rog. Sos dulce acrișor și sour și un McFlurry cu Oreo. Luna sau tiramisu? Cu tiramisu, vă rog. Vreo 59-50. Sigur, mulțumesc. Am luat chiar acum mâncarea și îmi pare rău că vă fac poftă, însă nu aveți idee cât de bine miroase mașina, deci îmi plouă în gură efectiv. Cred că abia aștept să te văd. Da, date-ul perfect. Da. Uitați-vă un pic la mâncarea asta, deci nu aveți idee cât de bine miroase mașina. Haideți să mâncăm. Am aici McPuișorul bogaților, luat chiar de la Mac-ul din Dorobanți. Eu vreau să iau un cap. Doamne, sper să fie bun, nu știu, uneori am avut ghinionul să prind un McPuișor, nu știu, ori fără sare, ori nefăcut, ori rece. Îți spun eu, cartofii nu au sare. Nu au sare cartofii? Nu, ia să vezi. Doamne, dacă nu au sare, iar cea mai mare dezamăgire. Nu. Mă, deja am început bine. Ideea e că eu îmi comand de obicei de la Mac McNuggets, foarte rar îmi iau și cartofi, dar atunci când îmi iau cartofi și vin fără sare, sunt atât de dezamăgit, pentru că... Poate ăștia au, hai să vedem puțin. Deci cartofii de la Mac, dacă nu au sare, nu au niciun gust. Parcă au puțin mai multă sare, parcă. Și sunt și puțin uscați. Dacă sunt cartofi după asta. Faci detailing după aici. McPuișorul în schimb e destul de cald, nu foarte, nu cred că e făcut chiar acum fresh, însă... Am recuperat cartofi. E bun, chiar sunt dezamăgit de cartofi ăștia. Fix aici la bogătani, să se lăcomească la sare. Băi, nu au deloc. Eu nu sunt dezamăgit de acest sandwich. Da, McPuișorul face în schimb. Deci acesta este hamburger roll. Haideți să vedem. Asta să vedeți. Cum mi l-am dat, eu am luat o gură și cum mi-l dă el. Mâncat aproape tot. E bun? Acesta e bun. Mi-ar fi plăcut să fie mai cald. Îmi place foarte mult atunci când am norocul și prind sandwich-urile făcute exact în momentul acela și când e chifla proaspătă, cald, adică ăla e cel mai bun moment și evident atunci când dau și cartofi sare. Ok, acesta este hamburgerul, acela era cheeseburgerul, nu prea te pricepi, Ana de Mac-ului. Ăsta mi-a venit puțin... Acum se poate vedea cine e grăsul dintre noi doi. Da, ăsta mi-a venit puțin cam însângerat pe aici.
A căzut tot sosul pe lângă burger. Se prezintă cam așa, dar nu cred că o să fie o problemă. Haideți să luăm o guriță mică. Ketchup-ul e foarte rece. Gen, carnea e caldă, dar ketchup-ul e foarte rece acolo, adică nu știu, mie nu-mi place. Cum mai vrea să fie ketchup-ul? Să se fi încălzit un pic acolo. Avem chiar aici sandwich-ul meu preferat de la McDonald's, Big Mac. Îmi pun toată încrederea în acest Big Mac, pentru că aici nu prea e cum să dai greș. Dacă nu e rece, e puțin rece, dar gustul ar trebui să fie tot pe acolo. Chifla asta de deasupra e foarte rece. Uite și cum facem? Ia tu partea de sus, eu partea de jos. Bine, mănânc mereu partea de jos, niciodată aia de sus. Ia tu partea de sus sau? De ce? Că asta de jos e mai bună și o mănânc eu. Ai văzut cât de egoist este, da? Ia-ți ven. Vezi cu mizeria că dăm drumul la detailing acolo. Chiar nu ai cum să dai greș cu Big Mac-ul. Și dacă e tare și dacă e ofilit, tot e bun. Uh-huh. Am ajuns chiar acum la McNuggets. Aici este foarte important să fie calzi, pentru că preferații noștri, dacă sunt reci, nu prea sunt buni. În calzi? Uite, rog că da. Nu prea sunt calzi. Așa, așa, așa. Oricum. Haideți să deschidem sosul dulce acrișor. Cel mai bun sos. Sunt buni? Sunt uscați. Serios? Uh-huh. Am și o zi de cheat day. După atâta regim, după atâta sală, după tot ce fac. Hai că fac. Deci cartofii au fost fără sare și puțin uscați. McNuggets-ul e... e foarte uscat. E rece, efectiv. Ok. Îmi pun încrederea în acest McFlurry Luna. Tiramisu? Tiramisu. Sunt două sortimente noi. Deci arată foarte, foarte bine situația. Acolo aici chiar n-are ce spune nașpa, că e înghețată. Crezi? Nu știu, n-am dat până acum de o înghețată proastă la Mac, dar haide să vedem. E prima oară că mănânc McFlurry Tiramisu. Păi nu cred că era până acum. Da, e ceva cam nou. Eu până acum luam McFlurry cu Kit Kat sau Oreo. Oreo. Dar ăsta cu tiramisu nu mă dă pe spate asta, sincer. E un fel de tiramisu amestecat cu înghețată. Nu se pare foarte dulce? Niște bucățele crocante de ciocolată, dar... foarte mult caramel. McFlurry-ul cu Kit Kat e de 10 ori mai bun, dar nu mai au, sau cel puțin în perioada asta cât sunt astea, Luna și tiramisu. Nu simți atât de bine nici gustul de tiramisu. Nici era de înghețată. Nu, dar mănâncă toată aia. Nu simte gustul ăla, e și prea dulce. Îi tot dau șanse, încerc să... am înțeles. Cam atât de la Mac-ul bogătanilor din Dorobanți. Am fost puțin dezamăgit de cartofi, McNuggets, unde aveam cea mai mare așteptare. Și înghețată, da. Big Mac-ul și cred că, sincer, Mac puișorul a fost cel mai bun din ce am mâncat până acum. Mie nu mi-a plăcut că era carnea rece. Hamburgerul și cheeseburgerul. Da. Adică cele mai ieftine lucruri de aici, de la Mac-ul bogătanilor, au fost cele mai bune. Și exact lucrurile mele preferate au fost cele mai uscate. Am foarte mari așteptări de la Mac-ul din Ferentaria, așa că o să mergem chiar acum acolo. Este fix în cealaltă parte a Bucureștiului, însă sper să ajungem foarte repede acolo, pentru că mie încă mi-este foame și chiar sper ca acolo să fie caldă mâncarea. Și cartofii să aibă sare. One eternity later. Am ajuns chiar acum la Mac-ul din Ferentari. Fie vorba între noi, este și Mac Rahova și Ferentari în același timp, pentru că Ferentari nu are un McDonald's chiar în centru, însă, după cum puteți vedea, chiar aici este calea Ferentari și o să intrăm chiar acum la drive ca să comandăm. Bun, momentul adevărului, avem chiar aici comanda de la McDonald's-ul din Ferentari și deja văd că ne-a greșit comanda. Mă așteptam, sincer, să se întâmple ori în Dorobanți, ori aici. În loc de cheeseburger ne-a dat 2 hamburgeri. Nu e neapărat o problemă, se mai întâmplă. Însă eu sunt foarte curios să testez cartofii. Deci dacă cartofii au sare, totul e bine, nu am nimic de reproșat. Ai mie au sare. Mie cred că mi-a dat iar țeabă. Sau? Cu siguranță sunt mai calzi ca ceilalți. Sunt mai calzi. Nu au nici ăștia foarte multă sare, dar... mă, unde e toată sarea din București? Ia dă-mă cartofii. Mai știi când erai mic și mergeai la Mac și erau cartofii aia plini de sare? Plini de sare vreau să fie, nu așa? Mai bun ca aia oricum. Cine bă, trebuie să-mi iau sarea de acasă? Da, cu siguranță sunt mai buni ca cei din Dorobanți, dar... adică au puțină sare măcar. Mac puișorul, nu că e cald, chiar e fierbinte, deci... arată foarte bine, sosul e la locul lui, nu curge. Și castravețea. Castraveții, haideți să vedem castraveții. Dacă da, castraveții sunt la locul lor. Haideți să luăm o guriță mică.
Nu vreau să vă fac poftă, însă ăsta cred că e cel mai bun McPuișor pe care l-am mâncat vreodată. Sincer, deci are exact gustul ăla pe care l-avea McPuișorul în copilărie. Deci e cald. Asta e super pufoasă, deci chifla asta pufoasă e. Uite, bun, te-am aștepte. Mulțumesc, ești drăguț, ia tu hamburgerul, că știu că îți place, dar chiar e bun și ăla. Și din asta iese sosul. Nu înțeleg de ce sosul curge din fiecare hamburger pe care îl comand. Gust de carne caldă. Aici ketchup-ul e cald, așa cum trebuie să fie. Și aici carne e caldă. Nu suport sosul rece într-un produs cald, deci e scârbos. Deci dacă aveau și cartofii sare... Au sare, dar nu foarte multă. Așa de criză. Sare de criză. Dar au puține sare. Cred că au pus sare cum pune salbe, așa din cot. Sincer, cred că ăsta e cel mai bun McPuișor pe care am mâncat vreodată. Chiar foarte bun. Și atunci când eram mic. Tu cum faci? Bine, nu știu ce a prins el când era mic, pentru că ești mai mare ca el, deci nu știu ce make a prins el. Hai, lasă-ne cu discursul ăla de babă și avem chiar aici Big Mac-ul. Vreau să testez în primul rând chifla. Altceva. Nu e nici asta chiar cea mai fresh, dar cu siguranță... Ai dat salată prima și nu-ți faci detailing. Cu siguranță e mai proaspătă ca cea din Dorobanți. Cum e sosul ăsta, uite, ia tu partea aia și vedem că e o partea de jos. Dar mie ce tot îmi dai partea asta uscată? Mie îmi place partea de jos, că e mai fresh. Haide să vedem Big Mac-ul. Mie mi l-ai flashcăit aici, mi l-ai, uite-te și tu, uitați cum mi-a dat mie. Aș putea să mănânc Big Mac toată ziua. Doamne, ce bun e sosul ăsta. Dar vezi că e chiar bun. E mai fresh ca ăla din Dorobanți. Hai că se vede că a fost făcut. Chifla. Da, și se vede că a fost făcut recent. Și acum momentul adevărului, McNugget-ul. Da, deci dacă și McNugget-ul e cald, cred că avem deja un câștigător. Uitați-vă un pic cum arată McNugget-ul când de sus. Cum e? Ăsta e. Ăsta e. Sosul, ca să... E perfect, deci nu e nici fierbinte, să nu poți să mănânci, e exact acolo. E cald. După asta îl mâncăm pe tot, știu sigur. Îl mănânc. Nu, îl împărțim. Îl mănânc. Bine, hai, ia tu McNugget-ul. Ți-l las ție cadou. Mulțumesc. Eu acum am altă treabă. Mie îmi plac foarte mult dulciurile. Dacă ar fi să aleg între fast food sau dulciuri, aș alege dulciurile, pentru că nu ai cum. Nu ai cum să trăiești fără dulciuri. Aș putea să trăiesc mai cu dulciuri. Și pe lângă asta, mie îmi place foarte, foarte mult înghețata. Sunt mare fan înghețată, mai ales alea pe cornet, însă și astea de la Mac îmi plac foarte mult, mai ales cele McFlurry. Cred că mi-a pus tot cu tiramisu. Da, mă. I-am și zis că nu vreau pe ăla cu tiramisu, vreau pe celălalt. Păi da, da. Luna, Mystic, ce e ăsta? Oare o să rămână doar varianta asta de McFlurry sau o să te întoarcă la alea vechi? Sper să întoarcă la alea vechi, pentru că astea nu prea mă dau pe spate. În concluzie, mie personal mi-a plăcut mult mai mult McDonald's-ul din Ferentari. Și mie. Nu mă așteptam, însă mâncarea a fost mult mai fresh, mai caldă, cartofii au fost mai buni, mai sărați, mai cu gustul copilăriei. McPuișorul acesta a fost cel mai bun pe care l-am mâncat toată viața mea, deci sincer, a avut exact gustul ăla din copilărie atunci când mâncam eu câte 3-4-5 pe zi, de eram butoi. Dar ce să mai, per total, cei din Dorobanți ne-au făcut comanda corectă, aici la McDonald's-ul din Ferentari am avut puțin comanda încurcată, însă nu a fost o încurcătură chiar atât de mare, se mai întâmplă. Părerea mea personală este că McDonald's-ul din Ferentari a fost mult mai bun, cel puțin astăzi, poate a fost doar o întâmplare, însă nu știu. O să revenim. Da, mai revenim. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, dacă da, nu uitați să pușiți butonul de like pentru că mă ajută foarte, foarte mult și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți dacă vreți să continui această serie cu challenge-uri cu mâncare și alte comparații. Știu că vă plac foarte mult clipurile cu mâncare, deci dacă v-a fost dor de această serie, haideți să strângem cât mai multe like-uri și cel mai probabil o să-l filmăm pe următorul chiar mâine. Da, deci mai multă mâncare. Da, chiar mi-era dor. Și de asemenea, v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe, pentru că doar cu ajutorul vostru îmi pot îndeplini visul de a ajunge vara aceasta la suma de 1 milion de abonați. Astea fiind spuse, eu am fost Motra, iar până data viitoare v-am pupat. Pa!